Bună ziua și bine v-am regăsit la Istorii cu Hodor, episodul 3. Pentru că am uitat în episodul anterior să vă spun, puteți să susțineți canalul abonându-vă, subscribe, distribuind conținutul. Este foarte important să faceți acest lucru, mai ales la început, e un canal nou, așa că apreciez foarte mult pe cei care o să susțin acest canal. Astăzi, o să discutăm un alt subiect interesant, zic eu, anume ce s-a întâmplat: penuria alimentară, penuria energetică și penuria de, în general de orice de la sfârșitul anilor 80. Sigur că poate unii dintre voi. Ați trăit acea perioadă destul de dură de la sfârșitul anilor 80 din România. Poate unii nu ați apucat să, să o faceți, și bine că nu s-a întâmplat așa. Or, din orice categorie ați face parte, cred că este totuși bine să. Înțelegem de ce s-a ajuns la această situație: de ce populația României a trebuit. Să treacă prin uh, foame și frig la sfârșitul anilor 80 ca să uh, facă economie, pentru că asta s-a și întâmplat. România anilor 80 era o țară în curs de pauperizare. Planul de industrializare accelerată a economiei, gândită la începutul anilor 60, de către Gheorghe Udeș, secretarul general al Partidului Comunist Român, în acea perioadă, era, între altele, și un manifest uh, la adresa Moscovei, era un plan care viza independența, uh, suveranitatea uh, României. Acest plan a fost continuat de Nicolae Ceaușescu, însă, așa cum vă spuneam, a dus la un eșec de proporții epice. Gândită după modelul ideologic comunist, industria românească era un monolit construit astfel încât fiecare parte din lanțul de producție să depindă de funcționarea la parametrii optimi planificați a celorlalte părți, a furnizorilor de materii prime și subansamble. O simplă întârziere, o problemă în furnizarea materiei prime la un moment dat, ducea mai departe la un lung lanț de evenimente catastrofice, Într-o economie funcțională, aceste probleme inevitabile puteau fi soluționate prin flexibilitate, dar în economia proiectată de liderii de la București, ele determinau o reacție în lanț care ducea la un blocaj complet. Planul nu se mai realiza, producția nerealizată din luna respectivă trebuia reportată și adăugată la producția de luna următoare, și, tot așa, ducând la acumulări uriașe, restanțe, care deveneau veritabile găuri negre. Pe de altă parte, exportul care trebuia să furnizeze valuta necesară, funcționării întregului uh, angrenaj economic, nu funcționa nici el. Produsele românești au căpătat foarte repede o reputație nedorită pe piețele occidentale, ca fiind de proastă calitate și destul de scumpe, ținindu-l pe Nicolae Ceaușescu să găsească alternative păguboase în țări din lumea a treia sau în afaceri cu parteneri din ce în ce mai dubioși. Birocrația administrativă și activul de partid încercau să ascundă uh, dimensiunea reală a problemelor pentru a-și proteja uh, slujbele pentru a nu fi uh, mutați sau pentru a fi pentru a nu fi, uh, știu eu, destituiți sau Uh, mutați mai jos pe scara ierarhică. Spre sfârșitul anilor 80, însă, blocajul industrial a căpătat proporții gigantice. Criza economică uh, globală de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 a lovit mult mai puternic uh, decât lumea occidentală, în țările socialiste, nepregătite pentru a-și flexibiliza economia și pentru a o regândi. Creditele obținute de Nicolae Ceaușescu de la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, investite nechipzuit în această industrie care s-a dovedit de fapt energofagă, s-au scumpit și au ajuns la scadență. România nu vindea cât ar fi trebuit să vândă pentru ca acest calcul al Nicolae Ceaușescu să fie eficient. Erau milioane de angajați pe marile platforme industriale pe care regimul nu i mai putea nici nu mai putea să i reconvertească profesional, nici nu i putea concedia pentru că asta ar fi însemnat probleme sociale insolvabile, dar cărora trebuia să le plătească salariile, fie că produceau, fie că nu, fie că acele produse erau performante și se vindeau, fie că nu. Războiul început între Iran și Irak la începutul anilor 80 a fost practic lovitura de grație în anul imediat următor, în 1981, România a intrat în incapacitate de plată. Cu alte cuvinte, nu mai putea să returneze plățile și dobânzile aferente creditelor obținute. Doar dobânzile uh, se ridicau la 100 de milioane de dolari lunar. Uh, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au propus un acord nou prin care România putea să-și reșaloneze re datoriile pentru a putea să le plătească. În contrapartidă însă, trebuiau luate niște măsuri de reformă economică, iar Bucureștiul, foarte important și lucru precizat de reprezentanții celor două organisme internaționale, Bucureștiul trebuia să furnizeze informații în legătură cu indicatorii economici principali, informații reale, nu informațiile cosmetizate pe care Bucureștiul reprezenta le prezentase până atunci. Obsedat de ideea că totul, tot ce s-a întâmplat a fost parte dintr-un plan al Occidentului de a-l păcăli, de a-l trage pe sfoară, incapabil să-și recunoască greșelile, cel care îndatorase aberant România, Nicolae Ceaușescu, a adoptat, în schimbul unei politici chipzuite, o politică sfidătoare la adresa organismelor internaționale și a impus un ritm draconic de restituire a datoriilor, ritm care, trebuie subliniat, depășea cu mult cerințele uh, Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, care susțineau re returnarea acestor credite într-un ritm uh, mai uh, încet, uh, astfel încât să nu trebuiască uh, luate niște măsuri cu efecte sociale devastatoare. Regimul de la București, însă, a pornit o campanie furibundă de propagandă, prin care achitarea datoriei externe a României înainte de termen era legată direct de conceptul de suveranitate națională, fără să existe nicio justificare în practica economică. Cetățenii au fost chemați să facă economie la curent, la hrană, la îmbrăcăminte, și, în general, la orice cheltuieli, puteau fi considerate un lux. La sfârșitul anului 1989, situația este dramatică: populația României ajungând la un stadiu avansat de sărăcie și foamete. Deși regimul Ceaușescu a anunțat în luna martie achitarea ultimei tranșe a datoriei externe, ceea ce era susținut de către propaganda oficială ca singurul motiv pentru care populația îi fusese diminuate condițiile de trai, situația nu s-a îmbunătățit simțitor, ci din contra era evident că se va înrăutăți. Penuria generală și condițiile precare de trai nu mai puteau fi ascunse acum sub pretextul acestui complot internațional menit să sărăcească România, a început să devină evident că pur și simplu regimul și conducătorii săi sunt principalii vinovați și că nu pot sau nu doresc să găsească o soluție. Auzim astăzi nostalgici, comuniști, negând realitatea acelor vremuri. Oameni care, la argumentele solide și reale, răspund cu sloganuri: Nu este adevărat că se murea de foame în comunism, magazinele erau pline de produse, spun ei. Și apoi vedem fotografii distribuite pe rețelele de socializare, fotografii din anii 60-70, când, într-adevăr, magazinele alimentare aveau marfă. Mitologia este propagată în continuare. În fiecare zi, câinele de pază al partidului, securitatea, întocmea rapoarte pe baza informațiilor pe care le colecta, astfel încât putem să avem o imagine destul de precisă asupra ceea ce se întâmpla cu adevărat în România, în economie, dar și în viețile oamenilor. Dacă Situația din România a ajuns în acel punct, în decembrie 1989, încât oamenii au ieșit în stradă pentru a-și uh, obține uh, minimum de trai. Ar fi util, poate, așa cum vă spuneam, să retrasăm pașii uh, care au condus uh, la această situație și să uh, derulăm cronologic uh, firul evenimentelor, astfel încât să fie foarte clar ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la penuria anilor 80. În 1972, România este prima țară membră a CAER care accesează împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional. Aderarea la Fondul Monetar Internațional, România devenind membru, face parte din strategia politică a lui Nicolae Ceaușescu și corespunde Planului său de a se prezenta în fața Occidentului ca un lider independent de Uniunea Sovietică. Intenția sa declarată este să folosească acest joc de imagine și să construiască cu banii vestului o economie puternică. Ceaușescu visează la uriașe platforme industriale care să-i permită să exporte masiv produse pe piața occidentală, de unde să câștige valuta cu care, va plăti datoriile externe contactate repede și apoi va încasa profitul uriașe. El este convins că poate să păcălească vestul, astfel încât uh, România să devină o putere economică, iar el un lider uh, de nivel mondial uh, cu uh, puterea de a juca uh, diplomatic și economic. De aceea, în timpul vizitei lui Nicolae Ceaușescu la Washington în 1973, se întâlnește cu uh, președintele Fondului Monetar Internațional, Hendrik Johannes Witteven, și cu Robert McNamara, mai cunoscut ca uh, arhitectul războiului din Vietnam, în acea perioadă însă proaspăt numit uh, director al uh, Băncii Mondiale. Ca urmare a acestei întâlniri, așa cum v-am spus, România obține uh, credite de la ambele organisme internaționale, astfel încât în 1975 se încheie două acorduri de tip stand-by cu Fondul Monetar Internațional. Sutele de milioane de dolari împrumutați sunt investiți în expansiunea industriei oțelului, în petrochimie, care este uh, noua uh, industrie la modă, și în construcții de utilaje pentru a sprijini expansiunea economică, care presupune de asemenea un cost uriaș energetic, România începe să importe cantități uriașe de petrol, devenind dependentă de această resursă. Bineînțeles că populația, între care fac parte și acei nostalgici despre care vă aminteam, Populația nu este informată despre aceste împrumuturi, nici despre condițiile de rambursare. Propaganda susține că investițiile și dezvoltarea aceasta fulminantă economică este rodul gândirii vizionare a lui Nicolae Ceaușescu și a politicii chipzuite a partidului. Între 1976 și 1981, datoria externă a României. A crescut de la 0,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezenta 3% din PIB, la 10,4 miliarde de dolari, adică 28% din PIB, și atenție, vorbim de acel dolar cu o valoare uh, foarte mare în anii 70-80. În 1979 se întâmplă un eveniment uh, catastrofic pentru planurile lui Nicolae Ceaușescu, și anume. Revoluția islamică din Iran. Nicolae Ceaușescu se baza pe acordurile economice încheiate cu șahul Iranului pentru a menține importul de petrol la acel nivel ridicat pe care România, de care România avea nevoie. Imediat după această revoluție din Iran urmează între 1979 și 1981 criza mondială a petrolului când prețul Aurului negru, practic, se dublează. Imediat începe războiul iraniano-irachian, astfel încât și încercarea lui Nicolae Ceaușescu de a suplini petrolul iranian cu importuri din Irak eșuează. Bineînțeles, criza aceasta economică globală, așa cum v-am spus, a afectat în mod egal și uh, Occidentul uh, capitalist și Estul comunist, însă, Datoria publică a statelor din Estul Europei a crescut extraordinar de mult, datorită măririi dobânzilor pe piața bancară internațională. În toată această perioadă, cu toate aceste evenimente care se întâmplă, Nicolae Ceaușescu nu consideră că trebuie să revizuiască sau să ia niște măsuri de adaptare a planului său inițial. Astfel încât, în mai 1981, el cere Fondului Monetar Internațional să acorde un nou acord stand-by. Promite că va implementa o terapie de șoc, că va coopera cu creditorii. Fondul Monetar Internațional este de acord cu un aranjament fiscal pe baza fondului de facilitate extins, care permite restituirea împrumuturilor într-o perioadă îndelungată. Astfel încât, după negocierile inițiale, Fondul Monetar Internațional mai acordă României încă o tranșă de 1,3 miliarde de dolari. Brusc, însă, România intră, așa cum v-am spus, în incapacitate de plată în iunie, dobânda la credite a ajuns de la 8, 8, de la 8 milioane de dolari, cât era la început la 3 miliarde de dolari. Astfel încât România avea de plătit creditorilor externi în perioada de 1980-1982 6 miliarde de dolari, astfel încât 80% din banii obținuți din exporturile României trebuiau direcționați pe plata datoriilor. Teama creditorilor că această criză care începuse deja în Polonia urma să se extindă, i-au -au determinat să-și anuleze liniile de credit. Nicolae Ceaușescu este acuzat că a mințit în legătură cu indicatorii economici prezentați băncilor, iar rezervele de valută ale Băncii Naționale a României ajunseseră la 400 de milioane de dolari. Astfel, este foarte clar că situația este extrem de, extrem de dificilă pentru Nicolae Ceaușescu, în ianuarie 1982. Încep negocierile cu un consorțiu de bănci din 9 țări occidentale, cu Fondul Monetar Internațional pe post de observator, pentru a obține un nou împrumut care să permită, practic, României să supraviețuiască pentru a putea rambursa această datorie uriașă externă, a, căror, a cărei valoare creștea exponențial datorită dobânzilor. În decembrie 1982, acest consorțiu semnează o înțelegere cu România care pune capăt crizei economice. Nicolae Ceaușescu obține o amânare și un nou acord stand-by cu Fondul Monetar Internațional, însă, din nou, rezultatele nechipzuitei sale viziuni se văd. Economia se deteriorează rapid, investițiile făcute uh, sunt făcute fără discernământ, foarte mulți bani sunt cheltuiți pe proiecte care nu se termină sau sunt prost realizate, produsele fabricilor românești deja nu mai pot fi vândute pe piața liberă, giganții industriali construiți de Nicolae Ceaușescu nu se pot autofinanța, pierderile uh, economice sunt uriașe. De aceea, în 1982, Nicolae Ceaușescu trasează liniile planului de achitare a datoriei externe: creșterea nelimitată a exportului, limitarea drastică a importului și scăderea consumului. România ajunge să exporte în principal treptat materii prime și mâncare neprocesată, produse care pe piața internațională au prețuri mici. Blocarea importurilor. Multe dintre aceste blocări ale importurilor fiind de-a dreptul neraționale, pentru că fabricile construite în anii 70-80 au nevoie inclusiv de piese de schimb sau de subansamble și diverse utilaje pentru a putea continua să funcționeze până și acele importuri sunt interzise, E toate acestea duc la blocaj. Nicolae Ceaușescu a invocat statutul de țară în curs de dezvoltare, cei care trăiesc, au trăit în perioada anilor 80 și aduc aminte uh, repetarea până la obsesie a acestui concept pe toate uh, știrile care se difuzau la televiziune, în toate cuvântările, la toate congresele, în toate ziarele. Uh, România era uh, zugrăvită ca o țară în curs de dezvoltare e motivul pentru care Ați auzit aceste lucruri până la obsesie, era unul foarte simplu. Nicolae Ceaușescu invoca acest statut de țară în curs de dezvoltare pentru a cere un rambursarea datoriei externe la prețul de 15 lei pe un dolar. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt însă de acord doar cu un cost, un curs minim de 18 lei la dolar. Aceasta l-a determinat pe Nicolae Ceaușescu să considere poziția Fondului Monetar Internațional ca inadmisibilă, a acuzat amestecul în treburile interne și a amenințat și cu ieșirea României uh, din Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială propun un nou acord, dar trebuie luate măsuri de reformă economică. De aici lucrurile. Uh, degenerează, așa cum v-am spus în prima parte a uh, podcastului nostru. Nicolae Ceaușescu interpretează de o manieră personală aceste uh, soluții economice venite de la Fondul Monetar Internațional și lansează practic o cruciadă de returnarea datoriei externe uh, anticipat, lucru care duce direct la criza Economică de la sfârșitul anilor 80, la pauperizarea populației României și la situația de haos și dezastru economic cu care se a încheiat regimul comunist în România. Așadar, nostalgici sau nenostalgici, dacă doriți să găsiți o explicație și un vinovat pentru situația în care a fost adusă România la sfârșitul anilor 80, atunci este foarte simplu. Principalul vinovat a fost Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român.